Ministrul Internelor Lucian Bodea a fost forțat să renunțe la proiectul său privind închisoarea pentru cei care se adună la proteste. Comisia juridică a discutat proiectul total nedemocratic propus de liberal prin vocea lui Bodea. USR solicită inițiatorilor, premierului Ciucă, deputatului și ministrului de interne Bode, să retragă acest proiect rușinos. Este un proiect care încalcă drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în Constituția României, articolul 30, articolul 39. Este evident că societatea civilă refuză și se opune unui astfel de proiect, un proiect care nu este deloc specific unui stat democratic. Regimul Iohannis, Ciucă, Bode, un regim din ce în ce mai autoritar, dorește practic să oprească tot ce înseamnă proteste și inițiativa cetățenească de a protesta, când acest regim, în mod evident, pune pe masa Parlamentului sau din inițiativa Guvernului proiecte pe care societatea civilă le refuză în mod constant de câteva luni de zile. Proiectul care prevedea închisoarea de la 3 luni la 2 ani pentru participanții la proteste a fost propus în luna februarie de ministrul Internelor Lucian Bode, care anunța atunci că premierul Nicolae Ciucă este co-inițiator. La acea vreme, 9 organizații ale societății civile au acuzat PNL că vrea să restricționeze libertatea întrunirilor și dreptul la liberă exprimare. Cele 9 organizații spuneau într-un comunicat că proiectul este similar cu cel depus de PSD în perioada Liviu Dragnea. Veniți și cu acest proiect să faceți același lucru, să puneți un pumn în gură societății civile, să o intimidați și să îi refuzați drepturi constituționale.